Vreau să stăm în acest raport între tradiție și inovație. Am un respect cu ea, pentru doamna Ian Popescu, dar cred că trebuie puse câteva accente. Am avut privilegiul în ultimii 9 ani să cresc lângă acești iconari. Cei care sunt prezenți aici, îmi sunt cunoscuți de la manifestările organizate de prima la iconarii moderni, de la celelalte simboliane pe care le știți cu toții și care au coagulat un grup. Un grup de reflexie, un grup care își propune să pună acest echilibru undeva între tradiție și inovație. Pot să dau mărturie că orice, între ghilimele inovații, orice element pe care acești tineri îl aduc în icoanele lor, nu înseamnă un panaș, o subiectivitate sau ceva, ci pur și simplu este foarte bine documentat și foarte bine ajustat teologic și fundamentat teologic. Ce este acarmonitică la Alba Iria, cred că știe toată lumea, este un demers extrem de bine articulat. Este nevoie, cred, cu mare putere, de genul ăsta de aducere în actualitate fără a le pune pe noi acolo. Fără a le asigura o mândrie, un orgol, mă duc și eu la un loc cu ceilalți. Pe de altă parte, ce avem astăzi aici, într-adevăr, foarte mult au. Trebuie spus că la simpozionul Iconarii Notăvei, tocmai asta a fost evitat. Și eu am considerat că știu că sunt aceiași oameni, că au vrut să spună, iată, putem și așa. Iată, este și aceasta o modalitate de expresie. Valabilă sau mai puțin valabilă, asta va trebui fiecare dintre noi să ne ajustăm cu ea. Dar consider că și de o parte și de alta este o bună credință, o fundamentare în profunzime, apropo de ce spuneați cu sinceritatea economică. Pot să dau mărturie pentru fiecare om de aici că a făcut ce a știut și ce a putut mai bine. Că noi vom valida sau nu acest demers, că ne putem închina sau ne putem ruga sau ne vom vedea pe noi înșine în demersul lor sau va fi doar vehiculul către dumnezeire, deja depinde de noi, de fiecare parte. Nu mai lungesc, vreau să dar am validat o extraordinar de valoroase. Uitați-vă la fiecare parte. Chiar dacă este aceeași expresie a lui Hristos, chiar dacă este același model, noi știm ale cui sunt. De ce? Pentru că fiecare om, așa cum spunea și Alexandru Nicolau, își aduce fiecare iconar, își aduce propriul lui, inevitabil se exprimă pe sine în acest moment. Părinte, nu mai trebuie să o prezentăm.